Your hit music playlist. Impulse. Louder, louder. Non-stop hits. Hit after hit. After hit. Good vibe station. Nicio dimineață fără AI. Da. Nu-i așa? Așa e, așa e, așa e. Azi vorbim despre distinsul domn Muguri Sărescu. La mulți ani. Care a fost... Ca să, la mulți ani, ca să avem bani, că na. Da. Este el pe hârtia de 100, cu semnătura este. Dânsul are bani, da, dar corect. Nici noi nu ne plângem, că o ducem binișor. Nu, da. Sunt banii lui, dar are grijă bine de are el. Are și, da? Dânsul, are. Are și, bă, cum se cheamă, vinul ăla, dar îmi place mie, un vin bun, nu fac reclamă. Da, serios, nu serios, știu, da, abar n-aveam. Bun de tot. Așa. Bun, deci, domnul, distinsul domn Muguri Sărescu, da, a fost victima deepfake-ului. Și imediat iese, okay, BNR-ul și spune că Banca Națională a României nu face recomandări și propuneri de investiții. Deci ce s-a întâmplat? Săptămâna trecută a apărut Marcel Ciolacu într-o reclamă Ciolacu, de asta fake. Cristi Borcea, corect, cu, da, Transgazul. Mm-hmm. Așa, și în ultima perioadă pe mai multe platforme și rețele de socializare au apărut postări de tipul deepfake care îl implică pe guvernatorul Băncii Naționale a României, care, ce domnul crezi? Muguri Sărescu. Face reclamă la? Da, domnul, mă rog, face reclamă. Cum ar veni? Da. Ce să nu e? În fine. Adică tu când îl iei pe Isărescu și îl pui într-un deepfake, într-o reclamă cu deepfake, da? E o, da? Da, e o reclamă, de fapt, în care apare chipul lui și vocea lui, ca să, da, înțeleagă oamenii. Da? Și ce, domnule, investiți, faceți, nu știu ce, nu știu cum, știi, mă rog. Și după aia iese BNR-ul și spune foarte clar că, domnule, noi nu facem recomandări, nici noi, nici domnul Muguri Sărescu, de propuneri de investiții. Știi? Și încă o atenționare, că acele videoclipuri folosesc fraudulos, paranteză, videoclipuri create cu inteligență artificială, imaginea și vocea guvernatorului BNR pentru a convinge publicul, de fapt, să facă investiții financiare pe o platformă inexistentă. Da. Deci despre asta e... Platformă inexistentă înseamnă un site pe care tu te duci, îți bagi cardul și alea să faci investiții și îți fură ce ai pe card. Da, a pățit-o un român, $10,000. Serios? Da. Hai, da, să ne gândim așa. Deci dacă domnul Isărescu e potrivit pentru reclama la investiții, domnul Marcel Ciolacu ar fi trebuit să apară la o reclamă a unui lanț de magazine care vând covriși de Buzău. Da, deci e din Buzău, domnul Ciolacu? Da. Ok, da. 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 Mai sunt covriși la Buzău? Covriși, da, sunt pe marginea drumului, am văzut. Serios? Eu. Da, sunt aia cu covrigii. Stai să ne mai gândim. Cristi Borcea. Eu nu vreau să dau idei celor care folosesc imaginea lui. Nu, mă, Cristi n-am mai vorbit de mult. La salonul de frumusețe, clar. Corect. Hai, mă, și-a Cristi schimbat? Și-a schimbat lucru, a povestit că trebuie să aibă grijă de el cu sprâncenele, cu aia. A zis într-un podcast. La o clinică de fertilizare. Nu, aia deja s-a dus, aia nu mai. Păi care, cum, de unde știi? Gata, omul are că... destui copii, nu mai. Și ce? Are, Cristi, să-i trăiască, să fie sănătos, să-i... Hai să ne gândim, sănătos. Dacă ar apărea un deepfake cu Dorian Popa. Dorian Popa ar putea să facă reclamă la o sală. Da, de păi fitness, clar. E, da, clasic, adică ce să mai... Da, clar. George Simion. George Simion? La o firmă de bodyguards. De bodyguards, da. Nu este așa? Cu prietenul tău și al nostru Fuego la braț de Crăciun. No. Da, hai că e mișto. Zici? Da, îl crede lumea. Eu aș zice, nu. Cumpărați brazi. Nu, mai simplu. La spectacole la sala Palatului, care nu se ține, evident. Înțelegi? Cumpără bilet. Hai, bă, de ce? Că el se duce. Omul se duce. Să știi că el, dacă ar apărea un deep fake cu el că are spectacol la sala Palatului, s-ar duce la spectacol. El chiar s-ar duce. Foarte tare, înțelegi? Să se ducă, da. Serios, e un tip foarte de problema treabă. Problema e cine Paul Sorugiu. Chiar da, Paul, da. Paul Sorugiu, îl cheamă și super, super de treabă. Am senzația că e născut în aceea zi cu mine sau la o zi distanță. Mă, nu știu, 23, că nu știu parcă. În ce zi ești născut. Eu sunt pe 24. Păi e normal că nu mai zici niciodată la mulți. Și dacă ar fi să apară Cosmin Cernat într-o reclamă deepfake, nu cumpărați nimic, el n-apare oricum. Da, da, eu n-apar nicăieri, adevărat. Iar mie nici măcar voce. Dar ne toarcem imediat la voi, fiindcă, atenție, când vedeți un personaj, mai ales cum e Muguri Sărescu sau un om din politică sau președintele țării, n-o să facă acei oameni niciodată reclamă pentru nimic, credeți-mă. Așa. În primul rând nu le dă voie legea. Și doi la mână, mai țineți-vă banii aia puțin din salariu, dați-i pe aveți altceva. Aveți grijă de ei, da. Păi ce, ne toarcem cu Nicio dimineață fără sport imediat cu Cosmin Cernat. Dimineața pe doi. Playing the biggest hits. Feel Good Radio. Impulse Radio. Nicio dimineață fără sport. No. La dimineața pe doi. Impulse Radio.
Simona Halep, dragii mei, emoții mari pentru ea și emoții mari pentru noi. A plecat astăzi în Elveția, unde în perioada 7-9 februarie, adică de mâine, încep audierile la TAS. Există și o fotografie în avion, e o cursă direct, o cursă de linie normală cu care Simona a plecat către Elveția. O fotografie publicată de jurnalistul, fostul nostru coleg de aici de pe vremuri, Andrei Nourescu. E o fotografie cu Simona în avion. Sigur, speranțele tuturor sunt ca suspendarea de 4 ani a Simonei Halep să fie redusă. Au fost situații de acest gen. Practic, cazul se rejudecă, se ia de la zero, da? Și sunt speranțe ca, să spunem, această suspendare să fie redusă. Poate fi redusă cu un an și sigur poate fi înjumătățită. Deja Simo stă de mai bine de un an, deci ar fi șanse mari, dacă pedeapsa va fi redusă la jumătate, ca ea să reintre pe teren foarte repede. Nu putem decât să-i ținem pumnii, sincer, până la urmă și să vedem ce vor decide cei de la TAS. Părerea mea este că Simona Halep a fost și rămâne în continuare un nume pe buzele românilor și va rămâne mulți ani de zile de acum încolo, însă cariera ei cred că s-a cam încheiat. Eu mă feresc ca de obicei să dau verdicte. Nu mă pricep, eu nu joc tenis ca tine, vezi? Aici nu mai e de tenis, dar e vorba de niște foruri și de legal. Totuși a încheiat-o cu fruntea sus. Din punctul meu doar de vedere, da. Cam de vreme. Imediat avem știri, vedem cât de tare bate vântul în România, ce mai gândesc tinerii de la noi din țară legat de stagiul militar, dar și ce s-a întâmplat cu șoferul unei mașini de gunoi. Asta cu tinerii și stagiul militar, chiar ai făcut armata? Nu. Nici eu. Nu, că eu am jucat basket la Dinamo, acum pot să spun. Și eu am făcut facultate. Da, am făcut. Facultăți. Am făcut și facultate, dar am jucat basket la Dinamo. Hai, bună dimineața, știri imediat cu Cosmin Cernat. Dimineața Bătoi. This is Impulse Radio. Bună dimineața, fără 5, suntem pregătiți de știri. Care atenție suntem? Mare. Suntem. Suntem cu toții, m-am da? M-am pregătit, ce să fac? Cosmin Cernat are știrile chiar acum, neața. Bun găsit la știri din nou. O nouă alertă de vânt puternic va intra în vigoare la ora 10. Și ieri rafalele au făcut pagube mari în munți. Viteza a fost de peste 150 de km pe oră. În alte zone a nins abundent, iar utilajele de dezăpezire au intervenit ca să curețe drumurile. Tinerii României n-ar fi deloc încântați să facă stagiul militar, ba dimpotrivă. Unii spun că ar fugi din țară dacă armata ar deveni obligatorie sau dacă am fi în mijlocul unui conflict. Mulți așteaptă să ne apere forțele NATO. Controversele pe marginea subiectului au fost târnite de declarația făcută săptămâna trecută de șeful statului major al apărării, care spunea că România ar trebui să fie pregătită de un posibil război. Șoferul unei mașini de gunoi a reușit să distrugă 5 autoturisme parcate pe o stradă din Alba Iulia. Accidentul a fost surprins de camerele video. În urma impactului, autospecial a izbit și un copac pe care l-a rupt. Pentru că nimeni n-a fost rănit, incidentul a fost înregistrat ca tamponare, dar polițiștii au deschis în cele din urmă dosar penal. Șoferul a fost amendat cu 1650 de lei. Membrii unei familii din Iași au devenit personaje principale într-un dosar penal care pare desprins din filme. Doi părinți, fiul lor, iubita acestuia și un prieten de familie sunt acuzați că au furat un seif de 200 de kilograme în care se afla o mică avere. Prejudiciul a fost recuperat de procurori, dar cutia de valori golită ar fi fost îngropată într-un cimitir, susțin unele surse din anchetă. Cel mai faimos hacker din România a fost prins. Lumea l-a cunoscut drept regele etnobotanicelor, asta pentru că a creat un lanț de magazine de vise, după cum erau denumite, în care vindea produse derivate din cannabis. Ulterior a devenit cunoscut drept regele piraților, pentru că a creat o platformă care transmite meciuri de fotbal și programe plătite fără niciun fel de licență. Timp de 10 ani nimeni n-a știut unde se află, însă în cele din urmă polițiștii i-au găsit ascunzătoarea în Spania. Acum urmează să fie extradat în România pentru a-și ispăși pedeapsa.
Florin Salam este implicat într-un nou scandal și ar putea ajunge din nou în atenția poliției. Manelistul este acuzat de mai mulți oameni că ar fi încasat bani pentru a cânta la anunți, la care n-a mai ajuns. Păgubiții ar fi mers pe încredere atunci când l-au plătit în avans cu 1000 de euro, iar acum sunt hotărâți să-și recupereze paguba în instanță. Parisul triplează taxele de parcare pentru mașinile 4x4 și cele mai grele de 1,6 tone. Tarifele mai mari vor fi aplicate din toamnă și vor aduce la buget 35 de milioane de euro. Moda mașinilor puternice nu a ocolit nici România, iar discuțiile despre creșterea tarifelor dau fiori șoferilor de la noi. Într-o localitate din Franța, smartphone-urile nu mai pot fi folosite în spațiile publice. Primarul a organizat un referendum prin care a cerut părerea oamenilor care au votat proiectul într-un număr destul de mare. Regulile se aplică inclusiv vizitatorilor și călătorilor care ajung în orașul Saint-Port. Nimeni nu mai poate utiliza telefoanele mobile în magazine, în fața școlilor, în parcuri sau atunci când se deplasează. Edilul și autoritățile din domeniul sănătății doresc să atragă atenția asupra efectelor nocive ale ecranelor. Dragii mei, acestea au fost știrile. Sunt Cosmin Cernat, vă mulțumesc. Deci dacă mă duc în Franța, în orașul cu știi ce fac? Eu folosesc telefonul și dacă mă întreabă chestia vous avez fait ici, așa, mă uit la el și zic: dar ce-am făcut șeful? Ah, în românește, da, normal. În românește, da. Cum să nu mai folosești prin lege, să zic așa, telefonul în parcuri și... Măi, mie, să știi că nu... Că telefonul nu poluează, adică nu cade din el, înțelegi? Măi, nu cad megabiți pe jos. Domnule, ați făcut numai megabiți pe jos. Dar eu... Terminați-i linioară, vă. Terminați-vă. Acum, serios, mie mi se pare mișto ideea. De ce? Așa, pentru că nu renunț la ele până la urmă. Tata, eu fac în parc ce vreau. Păi nu, faci acasă ce vrei. Parcul e un loc public. Păi da, ce? Că eu stau cu ochii în telefon. Cu ce deranjează? Adică nu, nu înțeleg. N-am fost în Jumj... Cum îi zice Sen Jumjui? Se scrie S-E-I-N-E, adică se citește Sen. Da. Ca Sena, da. Așa, fără Sen. E, și Por. Păi Sempor. Sempor. N-am fost în Sempor și pe cuvânt dacă mă mai duc vreodată. E, da, cum ai tu o problemă cu Sempor. Mie îmi place, mi se pare tare. Da, corect. Serios. Da. Și dacă vreau să dau un telefon, ce fac? Te duci și dai cu fise, mă. A, corect. Deci trebuie să am fise. Hai, lasă. Nu-mi place că... conspirația fiselor. Mâine dimineață, în schimb, chem și voie bună, fiindcă ne întoarcem în aceeași formulă. Grig și Cernat, va fi și Nadina Zisu la fix la știri. Știi ce populație are Sempor? 1900 de locuitori. Hai, pa, vă iubesc. A, păi n-au nevoie de telefon.